În zilele de 19, 20 și 21 iunie, în municipiul Moreni va răsuna muzica ușoară și populară, desfășurându-se Festivalul Național Cununa Petrolului. Juriul este format din nume sonore, precum Mihai Constantinescu, Laurențiu Cazan, Ilie Micolov, Adrian Daminescu, Viorel Gavrilă, Radu Vasilescu, Matilda Pascal Cojocărița, Mihai Marcel Soneriu, Corina Dragomir, Pompiliu Ciolacu, Mariana Ioniță și președintele Titus Andrei. Aceștia au răspuns pozitiv la fiecare ediție, anul acesta așteptând concurenții din ce în ce mai talentați. Acum vreo, acum 6 ani, când pornit eu acest festival, vedeam în doamna Daniela Călineț un om foarte hotărât, foarte decis, un om de cuvânt care ne fascina prin fiecare... Asta, spun asta pentru că a vorbit mai înainte și mi-a plăcut cum a vorbit, se vede că a fost cooptată la centru și că a evoluat din toate punctele de vedere, nu numai festival, odată cu festivalul, de fapt. Într-adevăr, suntem niște oameni din diverse, chiar dacă din domeniul artei, dar lucrăm în locuri diferite și ne întâlnim aici de fiecare dată cu același drag. Moreniul este un oraș care poate fi considerat exemplu pentru multe altele cu potențial economic mult mai mare prin ceea ce faceți, fie și prin acest festival, dar nu numai. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să fiți iubiți și frumoși și fericiți așa cum vă văd acum. Și Moreniul este un oraș în care cu foarte multă dorință, cu foarte multă ambiție, cu foarte multă dragoste, sprijin din partea domnului primar și încăpățânarea de care a dat dovadă doamna Dana Călineț, de a face și de a duce mai departe acest festival, ia că se poate, ia că nimic nu este imposibil și culmea m-am întâlnit și eu și recunosc treaba asta cu mulți părinți și copii din diverse zone ale țării care într-adevăr știau că festivalul de la Moreni este un festival de elită, este un festival de clasă, unde într-adevăr vin copii foarte bine pregătiți, voci foarte frumoase și spuneau, a, da, Moreni, sper să ajungem și noi într-o zi. Acest festival de la Moreni este o mare surpriză pentru mine, se face pe suflet foarte mult, nu cu desfășurare mare de forțe, dar calitativ este de 10 ori sau 15 ori, în opinia mea, mai puternic și mai valoros decât festivalul Mamaia Copiilor. Festivalul are ca scop promovarea și încurajarea copiilor talentați în interpretarea muzicii ușoare și populare. Noi promovăm și muzica românească în acest festival, dar și folclorul, muzica populară, astfel încât cred că putem cuprinde cam ceea ce în ultima vreme lipsește. Spun acest lucru pentru că mergem la foarte multe festivaluri în țară și aș vrea să aduc pe această cale să transmit un mesaj tuturor, să încercăm să îi aducem pe copii pe drumul pe care ei pot să meargă. Asta face și festivalul de la Moreni. Nu încântăm copiii și nu îi ademenim, nu putem să-i mințim și să le creăm idei false pentru ceea ce nu pot să fie. Sau. De aceea noi promovăm într-adevăr numai talentele. Spuneam că mai devreme că aducem din țară foarte mulți concurenți, astfel încât avem prezenți 150 de copii în grupuri vocale instrumentale și muzică ușoară și populară.